În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, precucernice părinte protopop, precucernici părinți, distinse autorități, iubiți frați și surori, din fragmentul evanghelic pe care tocmai l-am ascultat, cunoscut sub chipul pildei sau parabolei vameșului și a fariseului, înțelegem limpede tema centrală pe care ne-o indică Domnul pentru ziua de astăzi, care începe o perioadă specială din anul liturgic, și anume perioada Triodului, care durează 10 săptămâni, de acum și până la sărbătoarea Vierii Domnului. Și anume, această temă limpede indicată, fără ca să fie nevoie să analizăm prea mult lucrurile, este apelul la smerenie. Mult se vorbește despre smerenie și zice mai ales în biserica noastră, tocmai pentru că smerenia este o lucrare esențială care cuprinde în sine un comportament total. Și prima întrebare pe care o pun în momentul acesta, încercând să dau, bineînțeles, și un răspuns, este tocmai aceasta și vine în consecință. De ce să fie atât de importantă smerenia? De fapt, sunt trei întrebări pe care doresc să le pun și apoi să răspundem, să încercăm să răspundem împreună la ele. Și anume prima, ziceau, de ce este atât de importantă smerenia? A doua, cum dobândim smerenia? Efectiv, care ar fi anumiți pași sau poate gândirea noastră vis-a-vis de smerenie și cum am putea o dobândi? Și cea de-a treia întrebare, care este cel mai evident element care ne indică că suntem sau nu suntem smeriți? Și acum prima întrebare. De ce este atât de importantă smerenia și cum o înțelegem din această perspectivă? Și aș argumenta în două direcții. Mergem pe două direcții. Și prima direcție este aceasta. Smerenia ne plasează într-o libertate desăvârșită. Și ce înseamnă acest lucru? Sau ce presupune smerenia din această perspectivă? Smerenia înseamnă să te vezi așa cum ești tu. Să nu te mai fandosești, să nu te fățărnicești în fața celorlalți, să nu te arăți altfel în fața celorlalți, în așa fel încât ei să te vadă altfel decât ești tu. Și de ce libertate sau de ce ne face liberi un astfel de comportament? Pentru că permanent, când ne dorim să avem o anumită imagine în fața celorlalți, ne vom strădui, dar zic într-un mod artificial, să părem altfel decât suntem. Și asta înseamnă o povară pe umeri permanent. Și o teamă permanentă. Nu cumva am spus ceva nepotrivit? Nu cumva am făcut ceva și o să-mi strice imaginea? Nu cumva, nu cumva, nu cumva? Și comportamentul acesta se vădește, ziceam, într-o permanentă stare de anxietate. Chiar o stare de anxietate, în așa fel încât viața noastră poate să devină chiar un coșmar din pricina imaginii pe care ne-o dorim să o avem în fața celorlalți și, bineînțeles, care de regulă nu se suprapune peste ceea ce suntem noi. Și acum, de ce smerenia, exercițiul a libertății? Pentru că adevărul vă va face liberi, o zice Domnul. Când n-ai nimic de ascuns, când vis-a-vis de ceea ce ești tu, nu pui pe deasupra nimic ca să înfrumusețezi, să cosmetizezi din pricina unei anumite imagini pe care ți-o dorești, atunci tu, de fapt, trăiești în adevăr. Iar adevărul elimină această povară pe care o evidențiasem adineauri, am evidențiat-o adineauri, elimină această povară de a părea într-un fel în care vrei tu în fața celorlalți și, în sensul acesta, adevărul te face liber. Comportamentul tău este uniform față de oricine în jurul tău. Pentru că n-ai nimic de ascuns și pentru că nu vrei să pari altcineva decât ești. Asta înseamnă smerenie. Și de aceea, oamenii smeriți sunt foarte bucuroși. Pentru că n-au temeri majore, n-au frici, ziceam în sensul acesta,
Și apoi nu se străduiesc artificial să se arate altfel decât sunt. Sigur, doresc să se schimbe, să fie mai buni. Dar oricum, nu se tem să se vădească sau să fie vădiți de ceilalți în ceea ce se află la un moment dat. E primul argument vis-a-vis de ce e importantă smerenia. Al doilea argument, iarăși cred că la fel de la îndemână vis-a-vis de ce, de răspunsul la întrebarea aceasta de ce ar fi importantă smerenia, este acesta. Doar omul smerit reușește să construiască relații bune, sănătoase. De ce? Și simplu spus, lângă omul mândru n-ai loc. Ai loc doar lângă și în omul smerit. De ce? Pentru că omul smerit tot timpul are această disponibilitate, această deschidere de a te asculta, de a te primi, de a avea răbdare cu tine, de a nu te judeca. Și apoi când e vorba de o relație, nu acestea sunt elementele necesare pentru ca relația să existe și să aibă un caracter durabil. În schimb, când e vorba de un om plin de sine, nu? Când e vorba de un om plin de sine, acel cineva plin de sine, când încerci să ai o relație sau un minim dialog cu el, el va spune, știu asta, știu asta. Nu mereu și spune noi, știu și eu, am auzit, știu. Apoi, în plus de asta, nu te va primi pentru că el tot timpul va avea ceva de adăugat. De ce? Pentru ca să se așeze deasupra. Omul mândru tot timpul vrea să fie deasupra. Și atunci tu te simți copleșit, te simți agresat, ba chiar te simți strivit la un moment dat de cineva care are impresia, sau îți dă această impresie, vrea să se arate în felul acesta, că le știe pe toate, că înțelege mai bine ca tine lucrurile, că mai știu eu în ce variantă ar fi, el se plasează oricum deasupra ta. Și atunci dacă simți un astfel de comportament, încet, încet te retragi, pentru că nu poate să se construiască ceva durabil. Deci, încă o dată zic, doar pentru omul smerit sau doar în cazul oamenilor smeriți poți să fie construite relații de durată. Și zic relații în sensul imediat al cuvântului, social vorbind, nu mă refer la altceva. Sigur că poate putem să mergem și mai departe, în sens mai profund. Dar nu, pur și simplu în zona aceasta socială. Așadar, răspuns în această primă întrebare, de ce e importantă smerenia? Pentru că, în primul rând, ne face liberi și toți căutăm libertatea într-un mod sau altul. Și, în al doilea rând, pentru că stă la baza oricărei relații sănătoase și de durată. Acum, a doua întrebare. Cum am putea dobândi smerenia? Și nu filozofez mult, ci pur și simplu voi încerca anumite răspunsuri foarte practice și de data aceasta mă folosesc de o carte minunată pe care o și sugerez cu toată inima. Și anume, Scara. Se numește Scara Sfântului Ioan Scăraru, că de acolo vine și numele. E cuprinsă în colecția filocalică, pe care o avem în 12 volume, în volumul 9. Și poate fi și o lectură foarte potrivită pentru postumare, care se apropie cu pași repezi. E acolo, în această carte, Sfântul Ioan ne descrie viața duhovnicească în 30 de trepte. A doua zi și cincea treaptă se referă tocmai la smerenie. Și printre multe alte sfaturi pe care ni le dă acolo, el ne arată și cum putem să dobândim smerenia la modul practic. Și argumentează el în câteva direcții. Or fi vreo 5. Primul lucru, cum să devenim smeriți, zice el, aducându-ne aminte de viața noastră păcătoasă de mai înainte. Dacă nu cumva e chiar la timpul prezent. Dar oricum, zice mai înainte, că acum ne referim la noi cei din biserică, care ne străduim să trăim cât se poate de mult, să trăim frumos. Vezi, zice că de ce să ne aducem aminte de păcate, că doar dacă le spovedim, mai e nevoie să ne aducem aminte? Este nevoie să ne aducem aminte. Dumnezeu ni le-a iertat. Dar să nu uităm din ce ne-a iertat Dumnezeu și cine am fost și acea perioadă din viața noastră, bineînțeles că face parte din biografia noastră. Și tocmai aducerea aminte ne ferește de a ne așeza deasupra celuilalt. Pentru că dacă îți aduci aminte de ceea ce tu ai făcut și care n-a fost tocmai bun, atunci n-ai cum să te plasezi, să te așezi deasupra celuilalt pe care îl vezi eventual că face ceea ce tu ai făcut mai înainte. Nu de puține ori, din nefericire, noi îl judecăm pe celălalt, mai ales în ceea ce suntem noi sau am fost noi. Ei, dar dacă îți aduci aminte că, uite, cum am comportat, cum am gândit, ce am făcut la un moment dat, n-ai cum să fii trufaș.
Și sentimentul pe care tu îl vei trăi înăuntru tău este evident unul de smerenie, disponibilitate spre smerenie. Doamne, m-ai iertat din multe și n-am meritat. Îți mulțumesc pentru asta. Și atunci starea pe care ți-o creează, ziceam, este una corespunzătoare smereniei. Un al doilea mijloc prin care Sfântul Ioan ne învață cum am putea să ne smerim. Și zice el, să gândim la ceea ce Domnul Hristos a făcut pentru noi, adică la patimile sale. Și în felul acesta, niciodată, orice am face și oricât am fi de bun, nu o să fie suficient față de cât a făcut Domnul pentru noi. Adică ne vom simți tot timpul datori față de Domnul. Și datoria față de Domnul, ca și orice datorie față de cineva în lumea aceasta, în spațiu social, iarăși creează un context prielnic pentru ceea ce se numește smerenie, să nu te pui deasupra celuilalt, ci să înțelegi că și tu ești unul ca și ceilalți, cu toate păcatele și cu greutățile pe care le ai în viața ta. Așadar, gândind la patima lui Hristos și la ceea ce a făcut El pentru noi, ne vom simți datori. Că doar zice Domnul că atunci când toate cele poruncite le veți face, cum să le numim? Un cuvânt dur, o expresie dură, slugi netrebnice. Adică nu e mare lucru. Nici sfinții și culmea, sfinții care au fost pe vârful, sau să zicem așa, în fruntea celor care l-au căutat pe Dumnezeu, sau mai ales ei, s-au considerat tocmai nevrednici și mereu datori față de Domnul și față de cât a făcut Domnul pentru ei. Cu atât mai mult, noi, cei care suntem păcătoși, n-avem cum, gândind la ceea ce a făcut Domnul pentru noi, să avem păreri bune și foarte bune despre noi și, în consecință, să pretindem că am meritat ceva de partea lui Dumnezeu. Al treilea mijloc prin care dobândim smerenia, zice Sfântul Ioan Scăraru, este să ne aducem aminte de vulnerabilitățile noastre, să fim conștienți de vulnerabilitățile noastre. Și vedeți cât e de schimbătoare atitudinea noastră. Acum suntem cei mai buni prieteni, apoi ceva se întâmplă în câteva minute și putem să avem atitudini diferite, dacă nu chiar opuse. Acum ne simțim bucuroși, acum ne simțim triști, acum suntem mulțumiți, acum suntem nemulțumiți. Adică asta vrea să spună Sfântul Ioan, adu-ți aminte și fii conștient că ai atât de multe vulnerabilități și ești atât de schimbător. Ori aceste vulnerabilități, această stare de schimbare permanentă nu ne conduce spre slavă de șardă sau trufie, ci dimpotrivă, dacă suntem conștienți, ne așează într-o matcă mai potolită, să zicem așa, mai cuminte, mai măsurată. Pentru că toți, indiferent cât am fi de mari în lumea aceasta, toți avem aceste schimbări imprevizibile și foarte rapide și, bineînțeles, de regulă nefolositoare. Al patrulea mijloc prin care Domnul ne zmerește, zice Sfântul Ioan Scăraru, acum chiar este partea Domnului mai mare decât partea omului de până acum, zice el că a patra categorie sunt bolile, suferințele de tot felul, necazurile în viață. Când ești bolnav, nu poți să fii mândru, n-ai cum. Și vă mărturisesc, și cred că asta trebuie să fie o lecție general pentru noi toți, mergând la Sfântul Nectare, centrul nostru de la Cluj, sau în alte centre, nu? Găsești pe oameni, de altfel, altă dată, foarte mari și foarte bine plasați. Și acum într-o stare de smerenie obligatorie, că n-ai ce face. Fie că îmbătrânești, fie că te îmbolnăvești, devii dependent de altcineva și nu se mai potrivește starea de trufie, de slavă de șartă, pe care eventual ai fi avut-o vreodată înainte. Și atunci, vedeți, e boala în sine, suferința și necazul un mijloc de smerire, dar și gândul la boală, la suferință și la celelalte ar putea să fie un mijloc prin care noi să ne smerim încă de acum, încă de pe acum. Pentru că acum suntem sănătoși, dar zicem în multe rugăciunile noastre, Doamne, să nu mă încred nici în sănătatea mea, nici în tinerețea mea, nici în poziția pe care o am. Pentru că toate acestea sunt absolut trecătoare. Și orice experiență minimă a vieții ne-o poate dovedi în consecință. Și al cincelea mijloc prin care putem să ne smerim, zice Sfântul Ioan Scăraru, este înțelegând lipsa darurilor, zice el. Adică ce înseamnă lipsa darurilor? Lipsa capacității noastre de a face multe lucruri pe care le-am dorit. Aș vrea să fac asta și nu-mi iese. Aș vrea să fac cealaltă și nu mă descurc. Ei, asta înseamnă că e important să acceptăm că suntem ființe măsurate. Probabil că Dumnezeu ne-a dat daruri într-o anumită zonă și i-ar fi important ca lucrând acolo să dăm rezultate bune. Dar oricum, în alte multe zone nu suntem în stare de mare lucru.
Și atunci și aceasta, conștientizarea că avem daruri, dar darurile noastre sunt măsurate, este un mijloc de a ne zmeri și din potrivă, deloc de a ne înălța. Așadar, care sunt cele cinci mijloace prin care ne zmerim? Le reiau ca să le reținem mai bine. Zice Sfântul Ioan Scăraru că sunt acestea. Amintirea unei vieți păcătoase a noastre, de dinainte. Apoi, gândul la patimile lui Hristos. Apoi, conștientizarea vulnerabilităților, schimbărilor noastre rapide. Apoi, bolile, suferințele, necazurile. Și cele din urmă, conștientizarea că avem daruri măsurate. Adică că nu suntem în stare de foarte multe lucruri. Chiar acolo, în locul care ne pune Dumnezeu. Și acum vine cea de-a treia întrebare. Care este semnul cel mai vizibil că suntem sau nu suntem zmeriți? Și acum zic că nu suntem zmeriți. Semnul cel mai vizibil este, tot Sfântul Ioan Scăraru zice, iscodirea nedreptăților. Of, ce-o fi însemnând asta? O fi însemnând predispoziția noastră, să o numesc așa, sau nu știu, preocuparea noastră, cred că e mai bun cuvântul acesta, preocuparea noastră să știm răul celuilalt, nedreptățile pe care le face celălalt. Și nu numai să le știm, să le iscodim, zice el. Adică să intri în amănunt. Ai auzit că, nu știu, șeful tău de unde lucrezi, sau subalternul tău, sau colega ta de birou, sau. Nu știu ce o fi făcut, sau ce s-o fi întâmplat. Și nu numai că nu te mulțumești cu ceea ce ai auzit, ci încerci să-i scodești, să trebuie stânga-dreapta, și nici măcar că zici ca să știi. Dar la ce folos să știi? Zic și eu. Dar nu numai. Dar mai departe. Nu numai ca să știi, ci de fapt să te folosești de tot ceea ce auzi nedrept în jurul tău și mai ales la oamenii care te interesează pe tine și pe care ai vrea să-i vezi nu în glorie, ci din potrivă. Să-i vezi căzând și dacă se poate, cât de repede. Dar nu numai concret mă gândesc când zic lucrul acesta, ci și în general predilecția noastră pentru rău. Uitați-vă în mass media și în general, să nu dau un procent, dar cred că considerabil preocupările se evidențiază în zona aceasta, a răului, a nedreptăților, a mizerilor, a tuturor celorlalte. Vezi, zice că trebuie să le știm, e adevărat, într-o oarecare măsură. Dacă ești șef, da, trebuie să știi despre cei din instituția ta. Dar dacă te-a pus Dumnezeu subaltern, nu trebuie să știi pe cei de sub tine sau dintre colegii tăi, pentru că nu ești responsabil despre ei. O singură situație este îngăduită în care cineva să se preocupe de răul acesta, atunci când Dumnezeu te pune responsabil de alții. Adică zic într-o instituție și trebuie să guvernezi în sensul cel mai bun al cuvântului ceea ce se întâmplă acolo, în așa fel încât lucrurile să funcționeze bine. Alminteri, preocuparea gratuită față de nedreptățile celuilalt, bineînțeles, este semn de mândrie. Ce înseamnă să fii preocupat de celălalt? Înseamnă, în primul rând, să te pui tu deasupra. Atunci când îl judeci pe celălalt, evident, te pui deasupra. Iar dacă ești de desubt, n-ai cum să judeci pe cineva mai bun decât tine. Chiar cu păcatele lui, nu? Doar atunci când te așezi deasupra. Și când te așezi deasupra, comportamentul tău se vădește în sensul acesta. Judecata, bârfa, calomnia, clevetirea, toate celelalte pe care le avem în vedere în zona aceasta. Așadar, când există această predilecție la noi pentru nedreptate, pentru rău, cu siguranță putem să tragem o concluzie limpede. Nu găsim smerenie în lăuntrul nostru. Și acum, partea cealaltă, care este cel mai evident semn că suntem smeriți. E foarte greu ceea ce voi zice acum. Tot Sfântul Ioan Scăraru zice așa, că dacă în general, din pricina slavei de șarte, noi adăugăm la personalitatea noastră virtuți pe care nu le avem, adică ca să le arătăm mai bune fața celorlalți, atunci semnul smereniei este acesta. Să-ți asumi nedreptățile și păcatele altora ca pe propriile tale păcate și să te lași disprețuit din această pricină. Aici cred că e ceva foarte greu. Foarte greu. Că ne e ușor să adăugăm în plus, să adăugăm ceva în plus ca să dăm bine în fața celorlalți. Dar zice el, dacă tot faceți lucrul acesta, faceți și invers. Adică, asumați greșelile și păcatele colegului sau colegii tale de birou sau de serviciu și nu numai că să-ți asumi, să te lași disprețuit, pentru că dacă va veni șeful și va vedea că lucrurile nu au funcționat bine la un anumit moment dat, bineînțeles că îl ia la rost pe cel care crede că e de vină.
Deci dacă tu îți asumi păcatele colegului tău, te va lua pe tine la rost, evident. Poți să suporți tu asta? Nu știu, e greu. Dar oricum, este calea. Este calea. Dacă suntem atât de profesioniști, cum să spun, altfel, profesioniști în sensul de a adăuga. Haideți să fii profesioniști și în sensul de a adăuga păcatele celorlalți ca propriile noastre păcate, nedreptăți, minusuri și să acceptăm atunci când se întâmplă și cearta sau disprețul chiar din partea celorlalți pentru lucruri pe care de fapt noi nu le-am făcut. E o măsură înaltă, dar vedeți, e măsura Evangheliei. Dar Evanghelia nu seamănă cu nimic în lumea aceasta. Cu orice sistem moral am face comparație, nu există termen suficient ca să poată fi puse față în față una cu cealaltă. Pentru că Evanghelia ne conduce înspre o zonă foarte, foarte înaltă. Și acum reiau această ultimă întrebare și apoi bineînțeles că voi și concluziona. Care sunt semnele că suntem sau nu suntem smeriți? Semnele că nu suntem smeriți este, sau semnul evident că nu suntem smeriți este preocuparea aceasta pentru nedreptăți, iscodirea nedreptăților celuilalt, în defavoarea, bineînțeles, a analizei personale a ceea ce suntem noi, iar semnul că smerenia desăvârșită este prezentă în noi, este asumarea păcatelor și nedreptăților făcute de alții, ca pe propriile noastre păcate și, eventual, suferirea disprețului și bajocului din partea celorlalți pentru ceea ce, eventual, n-am făcut. E măsura la care ne cheamă Biserica și zic că și-a făcut această incursiune încercând să răspund la cele trei întrebări, gândindu-ne, bineînțeles, la concluzia pe care Domnul o trage vis-a-vis de comportamentul vameșului, nu a fariseului, care n-a avut cu ce să se laude, s-a lăudat doar cu lipsurile lui, adică cu smerenia lui, dar concluzia parabolei de astăzi era aceasta, că s-a dus mai îndreptat la casa lui, mai îndreptățit, a zice unii, sau mai îndreptat, dar oricum, haideți să zicem mai simplu, s-a dus mai folosit la casa lui. Pentru că atunci când îți cunoști minusurile și, în general vorbind, asta înseamnă că vrei să adaugi sau vrei să îndrepți anumite lucruri. Când te duci numai cu plusul, nimeni și niciodată nu te va putea îndrepta. Amin.